Primăria Municipiului Timișoara, prin operatorul de salubrizare Retim și organizația caritabilă Help Trend, și-a unit forțele într-o acțiune de voluntariat pentru protejarea mediului înconjurător. Echipa de voluntari a organizației, împreună cu studenții de la Universitatea Științele Vieții Regele Mihai I, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și câteva familii, au colectat deșeurile abandonate la intersecția străzilor, Calea Radului și strada Grigore Alexandrescu. Împreună au reușit să adune în total aproximativ 1,8 tone de deșeuri de pe domeniul public. Această acțiune de voluntariat reprezintă un pas important în direcția promovării unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și evidențiază importanța colaborării între instituțiile publice și societatea civilă pentru realizarea unor obiective comune.